Bună dimineața! Da, am primit și eu foarte multe printuri cu postări pe Facebook, cum că Zain l-a dat de gol pe Antonio, că a plecat la Constanța. Nu, nu, nu. Antonio a mers la Constanța noaptea trecută pentru că astăzi urmează să plecem împreună cu soția lui într-o vacanță la munte. Și era normal, având în vedere că a venit și fratele lui, să meargă să-și ia un bagaj, nu? Ce-ar fi? Cum ar fi fost să meargă fără haine, nu? Um, să vorbească cu părinții lui, cu familia lui. Um, e mai. adică, mai firez de atât cum vi se pare. Și, apropo, nu vreau să comentez prea mult, dar, zein, din punctul meu de vedere. Data viitoare când suni pe cineva, ar trebui și tu să-i spui bună, salut, vezi că eu sunt pe live. Adică, măcar atât. Pentru ca uh, oamenii cu care vorbești să nu-și piardă încrederea în tine. Eu nu zic că ar fi făcut-o Antonio, dar dacă eu aș fi fost în locul lui Antonio cred că aș mai fi vorbit și a doua oară cu tine la telefon. În fine, să trecem peste. Da, Antonio, noaptea trecută a mers acasă la Constanța pentru că urmează să plece câteva zile împreună cu Maria la munte. Au nevoie de haine. Maria a rămas acasă, evident, pentru că Amir are nevoie de ea, aveau nevoie de un pic de timp împreună, mai ales că vor pleca câteva zile la munte. Pe acel live la Zain, Antonio a mai spus că după această vacanță la munte se va muta la Maria, deci toată lumea să stea liniștită, că ei sunt foarte bine. Iar Sincer, eu am crezut că s-a terminat competiția. Na, s-a luat și premiu. S-au terminat, s -au terminat postările urâte și jignitoare. Dar se pare că nu, pentru că probabil... Așa cum am mai spus de multe ori, fiecare vorbește despre ce are el, despre cum este el clădit ca om. Și dacă el doar frustrare, nervi și ciudă are pe alții, așa vorbește, ce să le fac. Important este ca dumneavoastră să știți că mm, copiii pe care i-a susținut sunt la fel așa cum îi știți, sunt foarte bine. Astăzi vor pleca într-o mini-vacanță de câteva zile la munte, iar când se vor întoarce, se vor muta la București. Acestea sunt vorbele lui Antonio. Eu îi îmbrățișez cu drag și așteptăm vești.